trei firme care sunt asociate într-un proiect pe energie verde. Principalul, să zic, asociat în această asociere de firme este Electropress. Celelalte două firme fiind Electromagnetica și o companie nouă care se cheamă Mjolnir Solar Engineering, care se ocupă cu cercetare și implementare de sisteme de energie verde, ceea ce o să vă prezint un pic mai târziu. Pentru început aș vrea să fac o prezentare a celor trei companii. O să încep cu compania principală, Electropress, care este o companie ce se ocupă cu sectorul energetic, având o plajă foarte mare de lucrări pe acest domeniu. În afara domeniului energetic general, partea de elemente de energie regenerabilă, pentru care avem un portofoliu de lucrări semnificativ, sunt sistemele fotovoltaice, unde avem instalate 9,2 MW de panouri fotovoltaice în mai multe localități din România, cel mai mic proiect fiind de 12 kW, cel mai mare de 2,2 kW, cu proiecte în momentul de față în realizare la Plăncești, în Bacău, încă un parc fotovoltaic de 1 MW, care în momentul de față suntem la așteptarea fondurilor. Partea de energie eoliană, cu care ne ocupăm doar cu partea de implementare, însemnând montaje și implementare de soluții energetice pe sisteme eoliene. Avem până în momentul de față montați 2,6 MW. Cea mai apropiată instalație este cea de la Plăncești, de 250 kW, pe care ne va face plăcerea să vă prezentăm într-un viitor apropiat. Pe partea de soluții de sisteme pentru energie regenerabilă, însemnând în mediul rural resturi vegetale. Avem un proiect la Cleja, care a fost finalizat în toamna anului trecut. Practic se brichetează resturile vegetale, sunt prevoate de către o firmă și se produc așa numiții peleți sau brichete pentru cazanele cu ardere pe lemn sau cu gazeificare. Proiecte care sunt realizate, sunt funcționale, sperăm să avem și aportul unităților administrativ-teritoriale pentru implementare. În momentul de față căutăm să găsim parteneriate cu unitățile administrativ-teritoriale pentru preluarea acestor sisteme, acestor resturi, practic, vegetale care rămân pe câmpuri. Cele trei companii s-au unit împreună cu Mjolnir Solar Engineering, au constituit practic un grup de lucru. Mjolnir Solar Engineering împreună cu compania Huawei și o companie care producătoare de acumulatori, RevoCell Italia, au făcut o asociere și în momentul de față producem sisteme și echipamente off-grid, adică fără conectare la rețea, sisteme cu acumulare, care sunt foarte permisibile din punct de vedere financiar și foarte rapid de instalat. Fără să necesite, știu eu, autorizații, certificări deosebite și așa mai departe. Am dezvoltat împreună cu cei de la compania Huawei, cu departamentul lor de proiectare și implementare de noi tehnologii, departamentul Europa, am implementat un sistem, un inverter foarte versatil, un inverter care poate să facă foarte multe lucruri, în sensul că este foarte prietenos.